Deci, acum am un sistem de acces cu cod, cu un Arduino, are modul RTC și aș un CD cu interfață 2C. Aici mi arată ora, data și aici chei. E închis. LED-ul roșu. Dacă apăs tonul de aici, s-a aprins portul galbenul și albul. Albul stă deschis cât este... deci, unde LED-ul alb, poate folosi un electromagnet. Și cât este la alimentat, este atunci și LED-ul. Dacă uitați aici, un galben poate fi folosit actuator de mașină, o comandă deschis și închis. Deci universal, aici mi apare zorbor. Dar dacă introduc și un cod, dacă e greșit, nu zice nimic, ca să nu-l dea seama dușmanii. Deci, ce mașin, se vor deschis. 1, 2, 3, 4, yes. LED-ul roșu arată că este încuiat.